domnilor consilieri, a fost convocat astăzi în ședință ordinară prin dispoziția primarului 260 din 21.10.2022. La ședință sunt prezenți toți consilierii. Materialele au fost avizate de comisiile de domeniul de specialitate. Rog să spunem la vot proiectul de hotărâre de la ședința anterioară. Proiectul, proces verbal. Cine este pentru? Înainte de a începe lucrările ședinței, vă rog să mai suplimentăm ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre care au fost avizate de asemenea. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 35 din 29.07.2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comune și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. La această dată, în urma unei adrese primite din partea ANFP. Da, în continuare voi da citire ordinii de zi a ședinței noastre de astăzi, conform dispoziției primarului numărul 260 din 21.10.2022, sunteți invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Pâncești din data de 28.10. Ședința va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilieri Dumia Paula ca președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea plus a bugetului local a Comunei Pâncești, județul Bacău, la data de 28.10.2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Comunei Pâncești, județul Bacău. Și 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru modernizare drumuri de interes local în comuna Pâncești, județul Bacău. Inclusiv cele două proiecte pe care le-a citit doamna secretară și la punctul 5 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rog să votați. Cineva este împotrivă? Sau dacă se abține cineva? Deci putem începe cu primul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilieri Mia Paula ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, octombrie, noiembrie și decembrie. Sunteți de acord după cum știți? Da. Trecem mai departe așa rapid, da? Nu. Nu? Este cineva împotrivă? Nu împotrivă. Ce s-a modificat? Știam că nu are voie să... Ba, este consilier local. Nu, nu, nu. Nu știu, cât am luat. Așa am zis și eu, dar... Are calitate de consilier local. Da. Numai că nu are... Nu are indemnizație din consilier. Nu, nu trebuie. Da. Azi cum e scopa? Putem trece la punctul 2? Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea cu plus a bugetului local al Comunei Pâncești, județul Bacău, la data de 28.10.2022. Domnul contabil? Da, spre... Cu plus? Deosebire. Luna trecută, după cum știți, am avut o rectificare cu plus pentru vari de la recensământ. Luna asta, dintr-o ordonanță de guvern, s-au dat din fondul de rezervă a guvernului suma de 200.000 de lei comunei noastre. Acești bani sunt cu destinație precisă, făcută prin fundamentare la Consiliul Județean și Prefectura Bacău. Noi, la partea de venituri, i-am pus la sume de aflăcate din TVA, acolo sunt ei repartizați, 2346 am avut plus 200, o să avem un venit, un buget total de 2546 pe anul 2022. Veniturile curente, după cum știți, în bugetul inițial prezentat luna trecută, am avut 13654 plus 200 cei din ordonanța de guvern, se face 13854 total venituri curente. Sumele împreună cu domnul primar și cu
doamna de la achiziții, am, așa cum i-am și prezentat în fundamentarea noastră la prefectură, i-am pus pentru următoarele obiective. Centru de zi, după cum ați observat, au început lucrările la centru de zi și investiția este prin POR, prin fonduri europene, 50%, 50% sunt din bugetul local, da? Deci am considerat noi că dacă mai punem încă suma asta care ne-a fost repartizată, o să putem să echilibrăm bugetul local pe partea noastră de contribuții. De asemenea, am mai pus 32.000 de lei la materiale antiderapante pentru perioada de iarnă și mai aveam un rest de facturi la bunuri și servicii pentru transport balast pe drumurile publice. La capitolul drumuri, tot la capitolul drumuri, am suplimentat bugetul cu 68.000 de lei, adică avem două proiecte de achitat către o firmă care a efectuat deja proiectul. Una e de 58.000 și una e de 12.000 de lei pentru drumuri de interes local. Da, avem documentația făcută pentru faza DANI și trebuie să achităm aceste sume. Deci 56.000 și 12.000 și 68.000 de lei. Toate aceste sume adunate, 132.268, fac taman 200 cât am primit. Bugetul rectificat la partea de cheltuieli va fi egal cu cel de la venituri, adică 13.854 de lei. Sperăm că ăsta să fie ultima rectificare pe anul ăsta, adică nu ne dorim asta, dar dacă nu ne vom mai întâlni, deci ca să ținem minte, 13.854 de lei este suma totală din bugetul local la partea din venituri și cheltuieli. Vă mulțumesc! Da, vreau să vă mulțumesc și eu celălalt spate. Da. Să vă salut, să vă zic bine, ne-am bună ziua și bine ne-am reîntâlnit în ședința din 28.10.2021 și vreau să completez un pic la proiectul de rectificare de buget. Că noi am, prin fundamentare, am cerut mult mai mult bani de la, prin prefectură, de la guvern, dar atât ne s-au aprobat. Sunt comuni care au luat, s-au aprobat în funcție de numărul și de locuitor, probabil, sau numărul de proiecte care sunt de cofinanțat. Sunt comuni care au luat, într-adevăr, mai mult cu 50-100 de mii ca noi, dar sunt care au luat și mai puțin, chiar am văzut comuni și cu zero, că acolo erau înregistrat toate comunii. Ce se întâmplă? Noi am căutat să prioritizăm banii cât mai cu efect, adică acolo unde mai merg și alți bani. De exemplu, la drumurile, la drumuri de interes local, avem 7 drumuri, și vreau să completez aici un contrandar, că avem 7 drumuri care urmează să modernizeze numai pe Pâncești, deci toate sunt numai pe localitatea Pâncești. Suntem aproape în faza de autorizare și scoatere la licitație. Deci, dacă vreți să vii de număr, partea dreaptă a comunii în Poiana aici vor fi asfaltate toate până la ultima casă din Intravilan și Valea Lumericii, că toate adunate se fac un număr de 7 drumuri cu o lungime de circa 2 km, 2 km 200. Suntem nevoiți să plătim documentația pe care a făcut-o proiectantul și când scoate și toate avizele și astea, ca să putem încărca în platforma de la proiectul, în program Anghel Salini, să încărcăm acest proiect ca să putem da drumul la licitație și să dăm drumul la lucrări. Sperăm că cel târziu, în aprilie 2022, să se lucreze efectiv la acest proiect. Aș mai vrea să completez aici, mai avem o problemă cu branșamentele care o să ne dea bătăie de cap, în sensul că aprobarea asfaltării, modernizării drumurilor ăsta au fost condiționate de canalizare, să avem canalizare și acum suntem noi condiționați să avem și branșamentul la populație. Că toate drumurile sunt cu rigole betonate, cu acosamente betonate, să așa înseamnă să distrugem iară după câteva luni de zile, să tăiem și să stricăm șanțul și ăsta și o să vedem ce posibilități avem și cât de repede putem să branșăm. Ce ține de domeniul public, să ajungem până la limita de proprietate, la fiecare cetățean care are canalizare și apă curentă de la primărie. Da, cam asta am vrut să spunem la... Făcut tot de la bun început și să mai... Da, să nu mai revenim cu... Mai strici. Da.
Să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ești împotriva modernizării? Nu, no, niciodată. Mergem în ea cu mine. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Comunei Pâncești. Despre ce vorbă la serviciul ăsta public de apă canal? Noi intenționăm și am mai discutat și în alte ședințe că branșarea la canalizare să o facem prin fonduri din PNRR cu firme autorizate prin licitații publice, ca să putem accesa aceste fonduri. În afară când trebuie proiectul toate astea, banii nu vin direct la primărie, ci vin într-un serviciu. Și noi trebuia să alegem și chiar supun atenție Consiliul Local, dar putem alege între între a înființa serviciu public și a delega gestiunea la CRAP sau la APA, la o societate autorizată care să ne preia și apa și canalizarea. Noi am analizat prețurile pe el și cred că cel mai convenabil ar fi să o gestionăm în continuare noi prin acest serviciu. Am putea să protejăm mai bine populația și numărul de abonați, că cei care s-au trecut la servicii, la societăți autorizate, au înjumătățit numărul de abonați prin debranșare. Nu mai vorbim de preț, că pe unde am discutat, la majoritate au 10 lei la apă și la canal dublu față de apă. Deci ar fi cam, nu 20, că zici că la canalizare se va pune 80% din apă. Deci trebuie informată populația, după ce dăm drumul la canalizare, o să se plătească și canalul și cu irigația ar trebui să se înceteze, să-și găsească alte surse de a iriga, nu apa comunală, e pentru apă menajeră, pentru baie și pentru toate astea. Deci va plăti omul 80% din apa uzată, o va plăti la canalizare. Adică din, e același contor, de la apă potabilă. Din consumul de apă, 80%. De apă. Da. Noi, prin înființarea serviciului ăsta, sperăm să abonăm, să racordăm majoritatea sau chiar toți cetățenii care au, când își obligă legea, să-i branșăm și să vedem acolo unde nu putem acoperi pe familii defavorizate, legea ne dă voie să asigurăm oarecare procent, un 40-50%, să asigurăm din fonduri locale prin subvenționarea familiilor defavorizate. Și o să vedem, o să facem un preț de cod, un contabil, să vedem ce sume, că o să treacă și salariați pe acest serviciu și toate avarele, toate... Nu rămâne prea mult. Da, o să fie greu, sunt convins, dar nu avem de ales. Și ce e mai bine pentru comun, clar. Da, trebuie să alegem ce e mai bine și să putem funcționa într-un cuvânt, adică să nu-l închidem, asta urmărim. Și nici să nu blocăm investiția de canalizare, care a costat 2.200.000 de euro. Plus de asta, mai avem un registru și trebuie să informăm Consiliul Local că avem un registru a apelor uzate, care s-au împlinit 90 de zile, noi l-am mai discutat o dată aici, s-au făcut 90 de zile, în care trebuie să înregistrăm fiecare cetățean care are apă, ce face cu apa uzată și ce fel de fost are, dacă corespunde tehnic la parametri care cere mediu, dacă periodic din apa care au consumat-o dus la stația de epurare și are chitanță de la Vitanșa și toate astea în regulă. Ceea ce noi știm bine ce e în teren. Da. Așa că singura variantă e să ființăm serviciul ăsta și să, pe baza serviciului, să putem să iepurăm și apa din celelalte sate pe 31 voie până când vom face acolo canalizare. Cum asta? Cred că ar trebui să mai adăugăm că serviciul ăsta implică un șef, un compartiment de contabilitate, încasările se vor face pe acest serviciu, deci va fi o activitate autofinanțată în totalitate, cu personalitate juridică, adică nu se va mai tăia chitanță pe primării, se va tăia pe acest serviciu. Se va chema cu stampilul, cu semnătură în bancă, cu
Deci... Plus, e o leacă de... Da, e în subordinea primăriei. Trebuie o grămadă de avizii, trebuie o grămadă de avizii licențiat, trebuie aviz de la mediu, de la apă, de la... Nu e ușor, o să-l facem, pentru că, cum spunea și domnul primar, dacă dai apa la o instituție, în afara comunei noastre, la o instituție privată, dumnealor nu se poate să funcționeze decât pe principiul autofinanțării, ca și noi, de altfel. Dar noi aici ne-am mai împrumutat prin hotărârea Consiliului Local de la bugetul local, după care le-am restituit împrumuturile ei. Dacă, de exemplu, vinde și îți citești contorul și ai 100 de metri cub de apă, 100 ca la lumină, da? Ai plătit în 30 de zile, n-ai plătit, o debranșa nu discută. Deci cetățenii or să fie... brutalizat. Mai pe direct, cum spune domnul consilier, brutalizat, dar aici, la pe plan local, bănuiesc că o să fie o anumită felul, că tot subordinea consiliului local o să fie, cum o să ne organizăm noi, o să poată funcționa mai frumos. Dar nu e simplu, asta vreau să spun. Nu e simplu și, nu e, și oamenii trebuie, prin discuția dumneavoastră cu cetățenii, putem să informăm că nu mai merge treaba cum era apa de la fostul SMA, că e apa noastră, deci... Oricum, de ca lumina, e simplu. Ca lumina, ca telefon, deci... Dar oamenii trebuie să înțeleagă că și dacă și-ar pune hidroforul în afară, că fântânile au scăzut pânza freatică și au cam secat majoritatea, și hidroforul din fântâna lor consumă curent, la care curentul are prețul care el are astăzi, probabil, și noi prețul la curent, aș... Da. E singura variantă de a merge. Dar nu știu merge. Și apa, dacă nu mai plouă mult timp, eu nu știu ce se va întâmpla. Avem rezerve de apă, nu am fost problemă. Mă, mult este asta. Nu, e la mare adâncime și până ce nu are probleme cu cum e Răcăciune sau alte comune, da. Nu este apă. Da, da, da. În sol, știi, nu sunt în sol de scotări. Putem supune la vot și acest punct? Cine este de acord? Împotrivă este cineva, să abține. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a revizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru modernizare drumuri de interes local în comuna Buncești, județul Vaslui. Da, să deci facem referire la modernizarea drumurilor, cele 7 drumuri care le-am enumerat mai înainte. Ca să putem continua procedura de depunerea documentației pentru avize, trebuie să aprobăm de vizul general, care e neschimbat, e același care e... Deci aceeași sumă care noi am mai aprobat-o, nu? Cum să scoatem să... Da, acum aprobăm documentația tehnică. Documentația tehnică se depune pentru aviz. Dar în principiu... Modernizarea drumurilor de interes local. Nu, dar să lămurim Consiliul ca să înțeleagă, că nu modificăm nimic. Acest proiect a mai fost depus pe alte programe, pe CNI și pe asta. Deci noi am revenit, l-am redepus pe Angel Salini și cu aceleași prețuri, că, cu aceeași lungime. Deci n-am mai... Nu s-a schimbat nimic. Decât documentația o aprobați cu... Le punem pe Anghia Sărim. Deci nu... Nu se modifică din structura devizului ca și financiar. Să înțeleagă despre ce e vorba. Da, da. Le punem pe altă finanțare. Dacă sunteți de acord, este cineva împotrivă? Să abține? Următorul punct este unul din cele două suplimentare. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Pâncești numărul 35 din 29.07.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunii Pâncești. Dreptul la noi am avut aprobat statul de funcție și organigrama cu înființa serviciului de audit, dar printr-o adresă de la ANFP mi-au venit câteva precizări prin care trebuie să modificăm anumite funcții din organigramă și din statul de funcție.
trebuie să revocăm hotărârea veche, așa, și să dăm, am făcut o altă organigramă care este în conformitate cu prevederile legale. Trebuie să înființăm un compartiment de relații cu publicul obligatoriu. L-am înființat, am modificat la compartimentul pe proiecte europene. Faptul că se leagă de achizițiile publice de tot, trebuie să-l scoatem pe acela ca să punem pe asta cu relații cu publicul. Așa. Noi mai întâi trebuie să revocăm hotărârea veche, să adoptăm o nouă hotărâre cu modificările făcute de, și la funcțiile, la unele funcții care erau pe contractual. Inspector de protecție civilă, de exemplu, trebuie neapărat să fie trecut pe funcție publică, nu pe contractual. Sau din compartimentul contabilitate. Aveam un post de referent funcție contractuală. Având prerogative de funcție publică, trebuie trecut obligatoriu pe, ca și funcționar public, chiar dacă sunt vacante. Și astea sunt modificările care trebuie să le facem. Dacă aveți discuții, întrebări? Deci, cine este? În realitate, va rămâne tot același număr de funcționari, numai că trec funcțiile. Nu vom angaja în plus alte oameni, ca să știi interes. Nu pot face angajate. Nu. Cine este pentru revocarea hotărârii? Cine este pentru modificarea organigramei cu precizările pe care vi le-am făcut? Dacă aveți discuții, dacă aveți probleme de dezbătut. O intervenție aș vrea să fac. Am văzut acolo că ați prevăzut 2 km ceva de asfalt până la Pâncești, da. Mai mult la centru. Și dacă aveți în vedere și asfaltarea drumului până la Lazar, la Soci, ca să încheie. Și am mai spus 500 de metri la Cădășu. Da, avem în vedere și aspectul care îl spuneți dumneavoastră, dar la proiectul ăsta de modernizare drumului Sătești am fost condiționați să depunem numai pe cele drumuri care avem canalizare. Deci au fost condiții impuse. Dar nici nu înțeleg dacă îmi permiteți, dar acum cât asfalt la Soci... Asta vreau să zic eu. Păi dar... Soci vine? Mai trebuie la un bodeț, eu zic că de data asta chiar merge ca și să fie pe Pânciești. Ești ce am făcut la Soci? Mai spune că la Dinez mai îndepărat. Ia din Sâmței. Despre ce vorbim? Și eu fac o intervenție. Făcut am înțeles în ședințele trecute, era în plan să scoatem floarea aia de în Soci. E urât de tare, căminul. Căminul. Da. S-o dăm o să, nu, o să facem proiect, deja am discutat, l-am întrerupt proiectul de obținerea avizului de demolare, care e același proiect ca și pentru reconstrucție. Și o să mergem cu deamândouă dată, și cu demolare și cu reconstrucție, dar pe 2023 să începem documentația și să-l finanțăm 2024-2025, cu următoarele de următoare. Bine lăsată în picioare. Deci trebuie... Nu, că e întabulat, e, deja e făcut întabularea acolo. Dar poți să faci un proiect mai ușor pe zi de sprijin. Asta e partea bună. O să construiască camerul de sprijin. În 2 ani de zile, în 2 ani de zile, sperăm să fie la roșu. Ce mai cu? Deci... Nu am fost, din punctul meu de vedere, consider că e necesară investiția la Soci, pentru că au fost cămin de sute de ani acolo și trebuie să existe. Acolo unde există biserică și cămin cultural, trebuie să funcționeze pentru bani. Deci nu se pune problema. Oamenii sunt, o să mai vină, o să mai reîntemelească satul românesc, nu e problemă. Aș zice, domnul primar, că e adevărat, trebuie făcut, dar consilierii ar trebui informați că sunt cătunii în comuna Pâncești care nu au lumină. Nu au lumină. Eu, din punct de vedere financiar, consider că mai important e
investițiile pentru iluminatul public, pierde 4 puncte care ne-am tot aprobat în esența bazierului și după aia să mai vedem cu căminul și cu alte obiective. Adică să o luăm pe priorități. Corect. Pe priorități. Dar să ajungem acum să fim sănătoși și să avem... Da. Și să avem lucrăm și la proiectul de extindere a rețelelor electrice, că practic nou iluminat public stradal, dar lumină în casă, curent electric, are fiecare cetățean. Au cabluri la oameni, au trase la un vecin gras. Dacă nu se nu corespund distanțelor și astea, o să în anul următor, în bugetul public, iluminat public e prioritar și public și la rețea. M-am supărat și domnul David. Adică n-a venit să mă trăiesc într-un cătundu? Nici mă, dar nu ai? Păi, dar unii trebuie să mă trăiesc. Păi, nu ai? Unii trebuie să mă trăiesc. Dom'le, deci dacă nu ai, înseamnă că e greabă. Dacă ai... Foarte. Dar ce, dar în condiții de crizi cu energia... E bine să nu le extind eu, nu să nu mă lăsăm așa. Da. Numai asta nu se întâmplă, e necazuri cu oamenii să electrocuteze prin porți, prin cablurile, sunt trase curent până unde altul, deci trebuie la DNS acolo, la DNS, așa este, la DNS, și la fundul vrei, și sunt mai multe și pe Agea aici, unii s-au extins comuna, Dallas-ul acolo, deci sunt patru zone în comună, unii nu avem curent, să punem curent. A mea a contactat o societate. Nu trebuie să... El merg în paralel, nu? E greșit când puneți problema că trebuie să așteptăm bani că astea nu lucrează să începem. Dar e vorba de bani, în prima. Da, e vorba de bani, adevărat. Dar noi, eu am discutat, am adus o firmă care ne-a făcut o estimare. S-a făcut măsurători, începem documentația. Problema e că cu aceeași firmă avem și 10 ATR-uri, 10... cum se cheamă, la stații pompare și stații de epurare, de montat cotor și instalație electrică. Și ne-am am făcut presiuni să meargă pe aceste 10 lucrări, pentru că în cel mult o lună jumătate suntem obligați să recepționăm canalizarea la Pâncești, adică să facem propriile cu toate înseamnă. Nu putem face propriile fără curent electric. Și lăsăm stația de canalizarea nefinalizată și ne apucăm acum de altceva. Deci căminul comand și terminăm construcția asta care a început de 2 ani și după aia vom vedea, mai facem alt cămin la soci, îl demolăm pe ăla. Deci nu putem începe 10 construcții civile, 7 proiecte... Nu permite. Nu permite bugetul, să parerim și așa le derulăm greu. Și în afară de situația financiară și documentația e foarte greu aici. Ne blocăm la un moment dat, nu mai știm, pe unii mai trebuie să avize, cer, în toate direcțiile și să... Ele se derulează încet, asta e, trebuie să avem răbdare. O să avem și extindere rețele. Sunt foarte mulți cetățeni care, într-adevăr, iau de pe la WC. Deci asta e o prioritate, să zicem așa, dar în decursul anului 2023 vom găsi, sigur, resursele să facem proiect. Și în 24-25 și lucrarea, ca și la... Domnul primar, acolo la Vieneț, care se sapă acum pe ultimul drum până la Federație, acum să introduce coloana principală sau curentul? Nu, curentul. Ce vroiam să spun, acolo sunt foarte multe țevi care traversează drumul. Ei îi rup, că n-are de unde să știe omul. Ar trebui să nu treacă de niciuna până nu se repară, că la primăvară când vor da drumul la apă, va ieși apă prin toate șanțele. Să vă explic că eu am fost acolo... Da, știu că au fost probleme, da. Deci ce se întâmplă? Coloana de țevi care se irigă la populație e la 40 de centimetri și ei trebuie să pună cablul la 1,20 m. Obligat. Și trebuie să-l pună dintr-o bucată. Deci n-are voie să-l întrerupă sau să-l tragă. Deci obligat să se rupă. Și atunci sunt obligat să le rupă și să le facă din nou. Dar să nu treacă, asta zis, să nu treacă să-l pe fără. Dar nici n-a stopă până în urmă, că le pune sub presiune și atunci se vede că... Deci sigur vor repara toate, eu am vorbit cu el, domnul, întâi până în cablu, în 2-3 zile se repară tot ce s-o... Tăiat, dar mai e o problemă cu omul, trebuia să știe și el campionii, să-l dezvelească și atunci tăia un segment, îi făcea mufile și era mai ușor de cumpărat. Așa, ca o colaborare, că n-au știut, mulți au fost plecați. Au știut oamenii și ei au pus conductile astea de 20 de ani. Alții n-au mai uitat de unde sunt. Nu mai știu pe unde. Eu am fost la fața lui și am spus doar că e cam pe aici, la 10 metri, stânga, în dreapta. Mă rog, dar o să le reparăm și o să iei deci totul normal, nu e problemă. Ideea că acolo avem un drum de fonduri
europene și modernizat, deci drumul de exploatație agricolă, care încă suntem sub monitorizare pe 5 ani de zile și noi nu aveam voie să-l degradăm. Am încercat cât mai mult să ieșim în afara acostamentului, dar cu condiția să nu ieșim nici din intabulare, că nici cablu n-ai voie să-l pui decât pe domeniul public. Și atunci am mers la limita de 5 metri, 86 metri, cu tot cu șanțul betonat. Deci s-a măsurat din șanț 6 metri și am mers chiar pe margine. Hai să spun oameni cetățeni, într-adevăr, la care se creează niște disconforturi pe acolo, mai vin cu anumite repulsii, eu mai blocat cu mașini, că nu dă voie să se săbe, că ăla nu lasă, mă rog. Dar la autostrăzi e mai drept, trece. La noi cetățeanul, dacă nu-i faci, de ce nu-i faci? Că nu-i faci, de ce el îi crezi disconfort? Ar vrea cumva să... Pe drumul public nu are cetățeanul să nu, e public. Nu ai voi. Da, se creează și pentru ei, știu, niște blocaje, că nu poate să iasă cu mașina. Da, dar va fi parcurs bine, nu? Da, pe parcurs, va fi bine, da. Am înțelege. Noi avem obligația să înțelegem și să găsim metode de a corecta toate derapajele astea și mai fost probleme cu pânza freatică acolo, că e foarte puternică și cu 5-6 pompe de 3-4 țoale, așa nu reușeam să scoatem apa. S-o cam apropiat de final, cu, sperăm să închidem. Domnul Moțuc, și mă dați spune că nu există apă. Hai din pânza freatică la sfârșit. Mă închideți, unii mă doare pe mine. Eu mă duc, pompă și prea din serie. Da, dar nu puneți la vot, că asta nu... Păi, mai e discuțiile Pentru rablă s-o mai avansat ceva, acti?